Locuitorii municipiului au obligația de a asigura curățenia și buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, a zonelor aferente acestora, precum și a gardurilor, porților, fațadelor, clădirilor pe care le folosesc sub orice titlu. De aceea, în perioada 26 octombrie-12 noiembrie, compartimentul de mediu din cadrul primăriei municipiului Reghin lansează campania curățeniei de toamnă prin programul intitulat O toamnă curată pentru un mediu curat. Locuitorii Municipiului Reghin sunt rugați să participe activ la această inițiativă a primăriei, respectând normele privind salubritatea și menținerea esteticii Municipiului Reghin, prevăzută în hotărârea de Consiliu Local numărul 15 din 1992, modificată și actualizată 79 pe 2008. Iar pentru buna desfășurare a programului, cetățenii sunt rugați să curețe imobilele pe care le dețin și să depună deșeurile adunate, inclusiv deșeurile voluminoase, mobilă, aparatură electronică, în zonele special amenajate, la marginea trotuarelor, de unde vor fi ridicate și transportate de către echipele de lucru ale Primăriei Municipiului Reghin. Oamenii știu deja că trebuie să pună mâna pe mătură pentru ca aspectul locului în care trăiesc să fie primitor și, cel mai important, curat. Știați că astăzi începe curățenia de toamnă? Știu, știu că lucrez la asociație și am auzit că trebuie să facem și noi. Trebuie, în jurul blocului unde stăm, numai noi doi facem. Stăm la parter și este de făcut multe și numai noi doi facem, nimeni nu ne ajută. Când văd că trebuie curățit, mă apuc cu greblă, cu mătură și fac curățenie. Nu uitați să vă curățați șanțurile, terenul din fața casei și trotuarele din fața blocurilor. Totodată, dacă aveți aparate electrice și electrocasnice care nu vă mai sunt de folos, să le scoateți afară într-unul din spațiile special amenajate. Trebuie să vă informăm și despre amenziile care pot fi suportate în cazul în care nu faceți curat. Puteți scoate din buzunar sume cuprinse între 300 și 1500 de lei. Așadar, toată lumea trebuie să contribuie cu ceva pentru un oraș curat și primitor. Astfel toamna va fi, poate, mai aurie la Reghin.